Reprezentanții mass media din județul Hunedoara au participat astăzi la Cupa Presei la Tir, o întrecere organizată de Batalionul 53 Genius Corilo cu prilejul aniversării a 156 de ani de la înființarea Armei Geniu. Am conceput competiția aceasta între reprezentanții mass media ca un tir, ca o întrecere la trecerea cu pistolul Carpați, calibru 70-65, pe care îl avem noi în dotare, ca armă individuală. La întrecerea care a avut loc în poligonul de la Bălata au participat jurnaliștii de la 3 televiziuni locale. Astfel, pentru câteva ore, reporterii și cameramanii au lăsat deoparte microfonul și camera pentru a trage cu pistolul, demonstrând că se descurcă foarte bine și cu arma în mână. Bun. În momentul ăsta vezi că e încărcat. Perfect, perfect. Vezi că se aude mai tare decât la... Deci n-am vrezi, nu? Sigura deschisă și dacă nu știu dacă au fost bine, trebuie să se facă de asupra. În urma punctajului obținut, la proba masculină, locurile 1 și 3 au fost revendicate de colegii noștri Claudiu Patrichie, respectiv Sergiu Furca. La fete, colega noastră, Andreea Arion, a obținut locul 3. Locul 3... Furca Sergiu, de la Info HD. Sunt surprize sau bravo, felicitări? Locul 2 este ocupat de Simion Ionuț, HD TV. Știu că sunt locurile, bravo, felicitări. Și locul 1, cel mai așteptat, Patrichie Claudiu, de la Info HD. Bravo, felicitări! Doamne ajută! Nu? Câteva impresii? Da, mi-a plăcut foarte mult, deși mi-a fost foarte frică, dar mă simt bucuroasă că am participat. Bravo! Cu siguranță că a fost o experiență nouă. O experiență prima dată. Da, pentru prima dată, o experiență nouă și o să vin de fiecare dată când ați o să organizez. Experiența. Desigur. Bravo, mă bucur. Cupa Presei la Tir, organizată de Batalionul 53 Genius Corilo, s-a dovedit a fi una interesantă, jurnaliștii demonstrând astfel că se pot descurca cel puțin la fel de bine și în mânuirea armei.